Hei tuturor și bine v-am găsit episod astăzi, o să ne jucăm Clash Royale și de data asta trebuie să ajungem la 1500 trofei. Dar după cum știți, avem foarte puține cărți și avem cărți foarte, foarte nașpa. Uite aici câte cărți bune putem să avem, Goblin Barrel care o să ne ajute enorm de mult, Hogrider-ul și noi nu avem chestiile astea de cărți. Nu avem cărțile astea și gata, legendară nu avem. Și nu avem cărți foarte bune, am hotărât să cumpăr această ofertă care expiră într-o oră și 31 de minute cu un super magical de Arena 5 și poate să împice legendară, adică există șansa, împic 1000 de gold și 500 Bunch of Gems. 500 astea de gemuri o să mă ajute foarte, foarte mult când o să apară legendar chest, că vedeți că eu am 200 de merali și nu o să ajung nicăieri cu 200 de merali. Dar m-am gândit ca să cumpăr acest super magical chest că la 5 dolari, cu 5 dolari ce poți să cumperi 500 gemuri, 500 gemuri nu-ți ajunge nici măcar pentru un super magical chest de arena 1, pentru că îți trebuie 3100 de emeralde. Cât îți trebuie pentru 3100 de emeralde, îți trebuie cam 22 dolari, 30 ceva de dolari. Dar tu aici cheltui doar 5 și îți dă și emeralde, îți dă gold, plus un super magical chest și o ofertă foarte, foarte bună. Și este un... Este prima și ultima oară când bagă bani în jocul ăsta, mai ales în contul ăsta. Mai mult nu o să bag, pentru 5 dolari nu cred că e așa de mult, așa că 5 dolari nu e 200 de euro cum am băgat data trecută, și atunci mi-am luat bani înapoi, dar data asta nu o să-mi iau bani înapoi, pentru că 5 dolari nu e foarte, foarte mult, în caz ceva pot să-i pun înapoi, dar atunci nu puteam să-i pun înapoi. Așa că haideți să cumpărăm această ofertă și să dăm, să vedem ce cărți împică. Dă doamne să împice legendară. A, nu pot să fac tranzacția, îmi pare rău. Nu merge să fac tranzacția. De ce? De ce merge să fac tranzacția? Fix is paying for Google, bla bla bla, for Google products. Enable to complete this transaction expired card. Dar nu, că nu spune cu expirat cardul sau ceva de genul. Îmi spune pur și simplu că nu a putut face să completeze tranzacția. Și gata. De ce? Ok. Da, nu cumpărăm nicio bronză atunci. Da, să cumpărăm, hai frate. Poate din cauza că am dat atunci refund, nu știu. Băi, dar și chiar nu-mi dă? Nu-mi dă tranzacția? Bă, nu-mi place asta. Parcă special. Vreau și eu un super magical chest care putea să mă ajute să-mi dea o legendară. S-a avut o legendară în Arena 5. Uf, și ușor mă ridicam. Mama mia. Dar vă închipiți că cumpăr acum și nu merge că îi bag și după... Da, nu merge să cumpăr tranzacția. Că nu merge că îi bag și după mă uit că tranzacția asta e cumpărată de vreo 100 de ori. Doamne ferește. Bun, dacă nu merge tranzacția să cumpărăm, o să ne descurcăm fără super magical chesturi. Da. Sper să-mi pice și așa, din joc. Da, nu cred că să-mi pice de grabă. În fine, că mi-a picat un magical chest nu de mult, super magical o să-mi pici peste vreo ceva de chesturi, cred, habar n-am, că n-am intrat pe Stats Royale și n-am habar. Ăsta a băgat Giant-ul, a băgat Cannon-ul. Dar ce a băgat Cannon-ul așa departe? Ce nu a băgat Cannon-ul mai aproape? Că se distragă Giant Skeleton-ul. Așa o să ne dea damage în Giant Skeleton, dar nu-mi place asta. O, te ăsta are legendar, bă, și uite, level 6, are Inferno Dragon. Du-te, frate, de aici, bă, nu cinstit. Uite, are Inferno Dragon. Dar eu și am, n-am o brânză, n-am. Dă-mă rău aici. E clar, bă, nu cinstit. Are legendar Inferno Dragon care poate să-l ajute eu enorm de mult. Și cred că l ajută. Sau nu știu. Bă, dar a avut noroc să-i pici legendară acum. Nu l-am mult să-i pic legendară din la început. La început sunt șansele super mici. Dar lui ăsta au avut noroc, bă, și vorbești. Băga minionii. Dar și atâta, de unde e atâta giant are? Giant, giant, giant. Cannon, uite acum și-o reparat greșeala și nu a băgat cannon-ul de parte. Dar oricum, turnul e a meu. E a meu turnul? E a meu, cum să nu fie a meu. Băgăm prințul și ne-am dus. Îmi trebuie ceva pentru Inferno Dragonul ăsta, că n-am nimic. N-am nimic pentru Inferno Dragon, dar oricum, hai să dăm damage acolo. Am nevoie de 4 coroniță. De 4 coroane ca să fac crown chest-ul. Că data trecută nu l-am făcut. Acum să-l fac. Da. Și dacă mai vreți episoade din Clash Royale, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și să distribuiți acest clip. Și desigur că o să mai facem muschetira acolo. Vine muschetira, o să-mi dea un bomber. Hai bă, bomber, doar o bombă ai dat? Hei. Ăsta a dat două gloanțe, dar tu doar o bombă. 2300 de viață, prințarie. Fireball.
Fireball. Și oricum a dat hit and dash? Bă, dar pe-am dat Fireball, frate. De ce a dat hit and dash? Cu dash-ul ăla lui. Păi ăla nu-i cinstit, bă. Hei. Și vorbește încă și Hogu mi-a dat un hit. Hei. Hei, și fac eu am un shooting. Uite, îți bage Skarmi. Ăsta e noob, chiar dacă are legendari, dar e noob. Dar stai, bag bombă pentru Skarmi și Dumnezeu. Și bag prințul așa din spate. Uite, bă, cât trupi bag în spate la Giant Skeletonul meu. Mama mea, uite, bă, cât mă duc, uite. Prințul meu împinge Giant Skeleton, hai că ăsta e easy win. Pff, uite, bă, dar cu atâtea trupi să te duci pe dânsul. Și uite, cu legendari, nici legendar nu l-a ajuns, nu l-a ajutat. Și level 6. Eu am level 4. Și snub, eu snub. Și asta e un plus foarte mare, că eu snub. 3 coronițe, easy peasy, mai avem încă nevoie de o coroniță și e frumos. Mai avem încă nevoie de vreo 3 meciuri și suntem la 1500 trofei. Sper că în acest episod să fac 1500 trofei. Bă, mamă, dar ce repede să treci timpul, deja 6 minute de episod, mamă mie. Bun, băgăm prințul sau nu știu, băgăm săgetoarele astea, le dăm split așa. Dar nu știu cum să le dai split, cum le dai split la astea? A, uite, dispart singurii. Băgăm Giant Skeleton aici. O băgat racheta, dar unde o băgat racheta? O băgat racheta doar pentru o singură săgetătoare? De ce? De ce este așa de prost? Chiar nu înțeleg, nu înțeleg. De ce a făcut chestia asta? Băgăm minioni aici. Băgăm un bombar aici. Please, Giant Skeleton, nu muri. Giant Skeleton, please, nu muri. Ăla nu a ajuns. Nice. Arrows pentru Goblin Barrel. Nice, tot n-a dat niciun hit, perfect. Giant Skeleton acum și o să moară, o să dea niște damage acolo la turn cu bomba lui, că bomba lui foarte bună și asta mă bucură că are o bombă super ok. Băgăm Knight-ul și ne-am dus. Ăsta are rachetă, trebuie să ținem cont că are rachetă. Și fiind că are rachetă, are un plus foarte mare. Nu chiar cine știe ce mare, dar este plusul ăla. Băgăm Fireball, că altă parte nu știu unde să bag Fireball-ul, așa că îl băgăm aici. 139 viață, păcat. Se putea și mai bine. Băgăm bombarul. Minionii îi păstez pentru balon. Că după asta știi că ați bag minionii și după ați bagi balonul. Și exact n-ați am nimic pentru balon atunci. Și de aia bag uite balonul, n-am minionii acum. Uite cum n-am minionii, uite. Hopa, Goblin Barrel, turnul meu. Dar cum bă, așa repede a venit turnul meu? Asta îmi scoată turnul pentru că sunt Goblin Barrel care să mă scoată din joc. Că vedeți, turnul se concentrează pe balon, dar de aici am dă damage chestia aia. Și așa, a rămas fără turn, a să mânci fără a doilea, așa că trebuie să ne ducem să-i scoatem turnul principal. Să ne ducem pentru 3 coronițe. Dacă ne ducem pentru 3 coronițe, e super, super tare. Bă, asta nu e așa de bun, dar are racheta aia. Nu știu de ce nu o folosește. Deci nu folosește racheta. Nu înțeleg de ce nu folosești racheta. Îi dăm turnul. Oricum balonul moare și noi tot murim. Este bombarul nostru în spate acolo? Vedeți, am dat turnul. Acum ne ducem pe 3 coroniță. Ne ducem față pentru 3 coroane. Uite așa frumos. Cu toate trupile. Nice. Și-o băgat acolo iar. Mai băgăm încă. Uite bă, câte săgetătoare de aici. Câte săgetătoare, frate. Hai că ăsta e easy win, uite câte trupi, bă. Bine că am fast cycle și easy win. Uite, i-am dat două turnuri. I-am dat două turnuri, dar i-am scos 3. Și încă și wow. Good game, thanks. Cu plăcere, frate, cu plăcere. Vedeți, am dat două turnuri, dar am făcut un trade super mișto. Două turnuri pentru 3. Vedeți, el avea un turn, dar ne-am dus direct pe king. Așa, deschidem free chest, văd că aici avem haiku legendară. Dă-mi legendar din free chest. Inferno Tower, nimic nou. Și crown chest, please, aici e o legendară. Aici trebuie să fie legendară aici. Gold, 355 gold. Mi-a dat și realizare, colecționer 2. Două gemuri, nice. Fire spirits, am deblocat fire spirit-urile. Nu-i nimic bun în asta. Barbarian hat, că nu o folosesc. Și barbarians, care nu le folosesc. Mulțumesc, frate, mi-ai dat numai fire spirits. Cele mai tari cărți. Nu, fire spirits chiar sunt faine, dar eu nu joc cu dânsele. Nu joc cu dânsele și nu am nevoie de dânsele. Dar ne mulțumim cu ce ne-a dat. Încă un meci și suntem la 1500 trofei. Hai, frate, hai cu norocul. Level 7. Da, mulțumesc mult. Cel mai tare noroc posibil. Băgăm Giant Skeleton aici. Nu.
Vine Scarmiu, vine tot aici. Vine minionii. De ce vin minionii? Așa, ne-am dus. O cheltuit Scarmiu că e prost. Și acum noi ducem Rush fără Scarmiu, n-are Scarmiu. Dar poate zbagea ca witch-uri, chestii de astea, shit-uri. Când ăștia doar shit-uri au. Hai cu săgetătare și cu bomba lui din spate, plus bomba lui ăsta, super, super bun. Uite, dăm acolo damage așa ca nebunii. Bomba și turnul ea nostru. Perfect, și acum ne ducem cu prințul. Prinț, please, prințul tanchează. Prințul tanchează, please. A, omorit săgetătoarea mea. Fireball, n-a să reușesc fireball-ul pentru Scarmi. În fine, nu reușesc, nu reușesc. Îl omor aici de atunci. Arrows. Boing. N-am nimic pentru Hog Rider, deci îmi sparge turnul. Bun, dacă îmi sparge turnul, iar facem trade. Două turnuri pentru un turn. Și mă duc direct pe King Tower-ul lui. 2300 viață, m-am lăsat cu 2300 viață. Puh, frate, dar cu ei făcut rău. Nu mi-e făcut rău, știi. Bomba rush witch. Bă, bomber, dă-i bomba acolo. Nebunule. Knight-ul, pentru witch. Trebuia Knight-ul mai aproape de witch. Da, așa s-a prins. Bă, dar îmi place că Knight-ul nu moare așa de repede. El înainte murea parcă mai repede, poate că l-am de level 5 de aia. Dar giant-ul ăsta... Rămân fără viață. Rămân fără elixir, adică. Uite așa, perfect. 1900 viață, 2700. Nu înțeleg de ce nu-ți duci pe turnul din dreapta. De ce nu-ți duci pe turnul din dreapta, dar vine direct pe trei corniță? Poate ăsta e ca mini, YOLO, frumos. Hai, ne-am dus. Trei coroane. Hog Rider, bine că au rămas minioni aici. Și ducem pentru trei coroane. Hai cu prințul pentru trei coroane. Ați bage Scarmi, oare? Direct, cum să nu bagi Scarmi? Cum să nu bagi omul Scarmi? Și vorbește ăsta, e genul de om care nu bagă Scarmi și vorbește. Giant Skeleton, 1200 viață, 999 viață. 999 viață. Plus Arrows aici băgăm. Nu reușesc la timing, dar deja n-am ce-i face. Bagă Scarmi, te chestii, mă, nervează. Băi. Hai, 633 viață, 991. Fireball. Aș, nu iau nicio săgetătoare. Knight-ul aici. Du-te pe Knight, please pe Knight. Nice. Are și ăsta Fireball. Nu-i nice. Că are și Hog Rider. Are Hog Rider, nebunul. Arrows aici. Și-o cheltuit, și-o consumat Scarmiu. Așa, hai mai repede, bă, pe minionii ăștia, du-te. Du-te, frate, pe minionii ăștia, mai repede. Bă, mi-a omorât ăsta, giant-ul. Perfect. Dar stai că nu-i perfect, am 700 viață, gata, m-o spart. Mamă, nu m-o spart. Dar m-a sparge acum. N-am cu ce să-l opresc. Da, n-am avut cu ce să-l opresc. Da. Eram așa de aproape de Arena 5. Uai, de Arena 5, că s-așa lăsa Arena 5. Eram aproape de victorie. De 1500 trofei. Da, ce să-i faci? N-am avut noroc. Bun, băieți. Din nou, o încercare nereușită de a ajunge la 1500 trofei. Bă, nu vreau parcă așa mult la joc, dar nu ajung la 1500 trofei și gata. În fine, eu vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și să distribuiți acest clip, iar noi ne vedem deja data viitoare cu un alt episod. V-am pa pe toți! Pa, pa!